Vrem alegeri libere! Alo, ultrașii, haideți să ne coordonăm! Dați voi tonul! Dați tonul! Sau ce sunteți voi? Cum vreți voi să vă spuneți? Hai, studenții! Aici, de stânga mea, România și voi în partea aia, trezește-te! Bine! Atent! Trezește-te! România, trezește-te! Cum te simți aici? Mă simt bine, mă simt în largul meu. Pot să spun ce vreau și ce mă doare. Ești student? Muncești? Da, sunt student la masterat, la jurnalist de radio și televiziune. Nu muncesc, că nu am unde. Am încercat, am trimis CV-uri, am încercat tot felul de compromisuri. Nu. Ce crezi despre oamenii care sunt aici? Sunt de diverse păreri, că ar trebui să... Că partidele politice ar trebui să dispară, alții că USL-ul să vină la putere, alții că ar trebui să vină înapoi monarhia. Numitorul comun este Jos Băsescu. Hai pe partea asta. Ne da și nouă un interviu, facem un film documentar. Dumneavoastră vă dau un interviu. Mulțumesc, da. Cum vă simțiți aici, în acest moment? Liber. Liber. Asta este. Ce părere aveți despre oamenii care au venit și astăzi aici? Sunt frumoși și enervant de insistenți. Cerem același lucru. De ce costumul ăsta? Să le arătăm că ni se fâlfâie, indiferent cât de frig e. No, nu ne este frig. Revolta ne încălzește. Ne spuneți și nouă câteva cuvinte, doamna, facem un film documentar. Cum vă simțiți în acest moment lângă oamenii ăștia? Foarte bine mă simt, foarte bine mă simt lângă acești oameni. Nu-mi doresc să mai trecem prin ceea ce am trecut. Aș vrea să-și dea cât mai repede demisia. O revoltă, nemulțumiri. Vor să schimbe realitatea din zilele de astăzi, spre mai bine. Așa cum și eu mă
am fost exploatat și eu și mi-a luat casa, mi-a luat tot, am rămas pe stradă. V-a luat casa? Da, uitați, dacă faceți o poză aici și o dați pe exact și aici, pot să vă spună și de la Primăria Capitale că m-a demolat în februarie 2010, nu mi-a dat niciun ban, nu mi-a dat casă și a rămas pe stradă. Și acum stați pe stradă? Da. Deci asta am scris-o în parc. Mi-am luat de la revii, am pensii, dar ce să fac? N-am locuință, n-am nimic. Ești afară și aglominar! 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 Ne spuneți câteva vorbe? Facem un film documentar. Da, păi și eu sunt psihologie. Ce? Da. Păi și eu sunt psiholog. De profesie. De ocupație nu pot să spun. În București în fierbinte. Da. Cum vă simțiți aici în acest moment? Păi cum să ne simțim? Ne simțim uniți, că ne-au dezbinat destul și au încercat să ne dezbine toate categoriile profesionale, ne-au azmuțit profesori împotriva pensionarilor, pensionari împotriva medici și tot așa. E, acum simțim că suntem uniți. Și mai încearcă unii politicieni să zică că aici vin tot felul și instigă pentru anarhie, vin și instigă și pentru anumite partide. Noi am lăsat aici, am venit să stricăm jos, n-am venit să stricăm sus. Sus vă duceți la UNE, vă înregistrați ca partide și vă votează acolo fiecare după conștiința lui. Aici vreți să scăpăm din mizeria aceasta portocalie, că nu se mai poate, nu se mai poate. Eu am trecut deja printr-o dictatură, nu mai întrebe alta, am trecut printr-o revoluție, am trecut prin două tranziții, am făcut-o și pe aia de la capitalism la socialism, am făcut-o și pe asta acum de la socialism la capitalism, mai suport încă o revoluție, dar măcar să știm că, domnule, de acum încolo să scăpăm de mizeria asta morală în care ne bălăcesc ăștia acum. Aveți o mică vârstă. În 89-90 credeți că o să mai trăiți așa ceva? Bă, eu am mai citit și ceva cărți, așa, mai mult decât trei almanahe și am citit-o și pe aia Nebunii care ne conduc, am citit multe cărți, așa, și istoria se cam repetă. Numele meu este Sucea Ambros, din orașul Gherla, județul Cluj. Am 147 de ani, am un copil mic și sunt indignat și combat tot ceea ce este rău în România, deoarece absolut toate partidele politice care au fost până acum la guvernare din decembrie 89, când a fost o lovitură de stat contopită cu revoluție și a bătut joc de absolut toate părțile sociale, de tot poporul românesc, atât de copii, de sărani, de muncitori, de elevi, de studenți, funcționari publici, de cei haine militare, sunt toți care au fost la putere, au părțit cașcavalul banii de la FMI, de la Consiliul Europene și au furat și au băgat lor în buzunare. Cum vă simțiți aici, în această piață? Nemaipomenit! Mă bucur că ne-am trezit, fie și după 22 de ani, deși în acești 22 de ani toată clasa politică numai asta a făcut. Legi au legalizat jaful, pur și simplu prin legile care le-au făcut. Ne-au umilit, ne-au călcat în picioare, ne-au sărăcit, ne-au ciuruit. Asta este, uitați-vă acum la ei, cum ei încearcă acum. Acum au văzut, au constatat că există Constituție, că există legi, că există Parlament, că există dialog social când e vorba de interesele lor. Dar când e vorba de interesele noastre, nu există, au călcat totul în picioare, pe noi inclusiv. Da. Guvernul României. Vali, ce zici lui Băsescu? Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Ne ziceți câteva vorbe? Da, sigur că da. Ce simțiți acum în acest moment aici în piață? Mă simt foarte român. Excelent. Adică să simtă toată lumea tot așa ca mine. Adică și cei care stau acasă, vine să ne susțină aici, dacă nu poate cu prezența lor, barem cu sufletul sau eu știu, că zic eu, foarte jumate din România, dacă nu, eu știu, trei sferturi sunt șomeri și ar trebui să fie și aici să ne susțină, că și au și ei o cauză ca și noi. Dar nu credeți că vă susțin oricum, vă vor susține la vot? Păi până la vot mai este. Deocamdată ar fi mai bine să fim aici prezenți ca să putem
să realizăm ceea ce trebuie realizat. Ne-a dat în urmă cu 100 de ani. Când mai ne reparăm noi? Când mai facem ceva pentru copiii ăștia? Când mai facem? Când? Nu mai avem timp. E prea târziu. Sunteți pensionar? Poftim, da. 3.500.000 pensii. De rușine. De boală, am avut să-mi pareză. Nu, de rușine suma, că e mică. Nu, 3.500.000 pensii. Am avut să-mi pareză de boală. Ce ați lucrat? Îi dau pe cap, prin sticlărie. Mai și sticlar. Ce să facem? Mergem cu bani și așa înainte. Că nu suntem haplea. Mâncăm și noi 10 cartofi, un cartof pe zi. Până acum chestia asta, chiar aici la universitate, până să vină acest domn Băsescu la... Să facă o mai de mulțime. Nu, numai puțin. S-au făcut sără niște chioșcuri, era ok, toată lumea vindea, pleca, venea, nu știu. Cum a venit primar, a distrus tot. Se știe că de atunci, deci de atunci, el a încercat și ne-a monotonizat și a vrut să ne pună iar în cușca aia, în globul ăla de aur al lui Ceaușescu. A reușit, a reușit într-un final. Dar... Sper, din tot sufletul, să înțeleagă toată lumea și multă lume care... Eu nu vreau să mai fie cea fără la Revoluție, vor să-l de sânge, au murit oameni, copii. Deci copii, da, se știe destul de bine. Lume care la ora actuală sunt traumatizați după urma Revoluției, da?
trebuie să facem ceva într-un fel să ne ajute, inclusiv și noastră, care indiferent că faceți filme, documentare, că ne arătați la televizor, să ne spuneți realitatea, să nu se mai taie din ceea ce se întâmplă. De dă bonuri de ordine pentru fiecare. Vino cu eticheta. Vino cu ace. Că ne minte cu televizorul, că 200 de persoane. De la televizor facem film documentar noi. Dacă faceți un film documentar... Da, nu te pot... Trebuie să stai în lumina. Nu contează, nu trebuie lumina. Vocea și... Nu te vezi. Da. Nu trebuie, nu trebuie fața, domnule. Contează părerea. Deci, se dezinformează, jandarmeria emite o sumă greșită și eronată și toate televiziunile au intenția să diminueze numărul acestor persoane. Spune că suntem 200, 100, ceea ce nu este real. Și noi am sugerat ca să împărțim bilețele la fiecare, să vedem într-adevăr care este cifra reală, estimativ. Asta... Nu este ceva oficial, este o chestie ad hoc. Eronat. Totuși facem apel și la toate televiziunile, dă eronat. Sunt mult mai mulți aici. Poftiți? Sunt mult mai mulți oameni aici. Important este cei care sunt cu adevărat români și în sufletul lor. Sunt sigur că sunt mult mai mulți. Dar și demonstranții sunt totdeauna mai mulți decât ce au evaluat ei. Deci... Vreau să transmit domnului Traian Băsescu că mâine este ziua mea. Împlinesc 39 de ani și vreau să am cel mai frumos cadou din lume care îl pot primi. Adică demisia dumneavoastră, domnule Traian Băsescu. Pentru că așa nu se mai poate. Deci nu se mai poate trăi în felul ăsta. Să facă ceva, nu știu, să deja demisia odată, să nu mai țină, să ne țină ca la circ, nu știu, probabil că crede că suntem la circ aici. Nu venim nici la circ, domnule Traian Băsescu, venim să ne cerem niște drepturi, venim să luăm o gură de aer proaspăt, care înseamnă libertate, în primul rând. Mă simt cum se simte toată lumea din piață. Ei cer dreptate, ei cer libertate, ei au venit aici pentru un trai mai bun, pentru căldură, pentru salarii, pentru pensii, au venit pentru tot traiul care ni l-a oferit actuala guvernare și președintele. Dacă nu a venit până în momentul de față niciunul din clasa politică să discute, să dialogueze cu oamenii ce vor, nu i-a întrebat atâția ani, acum poporul nici nu mai vrea să audă de ei. Credeți că în 89-90... În 89-90, că a prins perioada ca și mine cu siguranță, credeți că se mai întâmplă să fie așa ceva în piață? Nu credeam, deoarece au fost parșivi, au promis, au venit cu promisiuni și cu tot felul de minciuni. Poporul a avut încredere la început în ei, după care încet, încet toți care s-au perindat la guvernare ne-au dezamăgit. Și ne-au mințit și ne-au furat. Iar oamenii au ajuns în momentul că nu se mai poate. Cum vă simțiți aici în acest moment? Mă simt foarte prost că aștept aici de 9 zile să vină domnul președinte care l-am ales și mi-a promis că vine și n-a venit să spună că eu n-am servit noapte să mănânc, să vină încoace, să spună ce să facem, să furăm cum a furat tot guvernul, tot guvernul turcăloșit așa cum îi place din să vină. Noi nu plecăm de aici până vine domnul Băsescu să ne spună și noi ce facem. Suntem oameni bătrâni, oameni bolnavi, oameni care n-avem servici, să spună ce facem, să dăm în cap ce să facem, să spună că te-am ales reprezentantul nostru. De-aia cer oamenii demisia, că e un nesimțit. Îi pune pe oamenii din PDL, pe Udrea, pe Fluture, pe Fursă Verde, să spună că le dăm bani că venim aici, nu-i dă nimeni nimic, nevoia ne-a scos în stradă. Guvernul ăsta tăgolosit trebuie să cadă și el, și Băsescu, și guvernul, să vină oamenii în stare să facă ceva pentru poporul ăsta. Ne calcă demnitatea în picioare, pune că suntem plătiți, pe noi nevoia, sărăcia ne-a scos aici în stradă. Să spuneți că nu plecăm de aici până nu cade și el și guvernul. Zii, domnule, să spunem ceva despre... Ia ziceți, cum vă simțiți aici? Domnule, mă simt bine, mă simt în libertate. Pot să-mi exprim cuvântul meu liber, așa. Pentru că țara asta este guvernată de un om care a câștigat gata alegerile printr-un vot democratic și a transformat democrația într-o putere pe căreia nu vrea să-i mai dea drumul. Nu poate să conducă țara... Să ne lese în pace, să lese pe altcineva să conducă, să vede liber că poporul este nemulțumit. Așteptăm să iasă odată, să-și bage demisia, să ne lase în pace. Nu se mai poate. E mult prea mult, este strigător la ceea ce ne-a făcut.
ne-a disperat. Nu mai știm ce să mai facem. Nu mai găsim locuri de muncă pentru copii. Nu se mai poate. E foarte greu. E foarte greu și ne sfidează. Efectiv, nu ne sfidează. Nu vor să iasă să își bage demisia, să plece. Să plece, să ne lasă. Ce să zice meserie? De meserie. Meserie, operator. Operator. Dar am venit... Aveți loc de muncă? Nu, nu am loc de muncă, am venit pentru copiii mei. Au terminat facultate și nu-și găsesc de lucru. Nu-și găsesc de lucru, efectiv, după facultate, după masterat terminat, nu-și găsesc de lucru. Nu se mai poate, e foarte greu. Din cauza asta am și venit aici, să terminăm o... Câți ani au copiii? 25 și 20. E foarte greu. Vreau să vă răspundem de ce suntem aici. De ce se mai poate? Anticipate. Răspundeți acum. Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! De aceea suntem aici astăzi. Nu să vedem cu cine... Da, am vrut să spunem în masă că ne tot întreabă toate televiziunile de ce suntem aici. A venit fermii să-l mănânce! Exact! De asta suntem aici. Nu să ne întrebe ce punem în loc. Vom vedea în campania electorală ce punem în loc. Aici suntem să dăm o dictatură jos. Pentru asta suntem aici. Mă simt liber. Mă simt liber de 9 zile de când venim aici. Sunt de la început. Da, sunt de la început de vineri, de când am mers la Cotroceni. Și vin aici în fiecare seară și o să venim până când o să se schimbe ceva. Sunteți student, lucrați că... Lucrez. Ce meserie? Lucrez cu sunetul, în domeniul sunetului, sunetist. Am înțeles. Un mesaj pentru oamenii ăștia. Să nu plece, să rămână oameni liberi, pentru că numai așa se poate schimba ceva în țara asta. Atâta timp cât toată lumea tace, nimic nu o să se schimbe și abuzurile o să continue. Câți ani aveați la Revoluție? 6 ani. Erați mic. Când ați aflat de piața Universității Primare? De la televizor, de la sora mea care a fost în piața Universității și în 89 și în 90, în timpul mineriadelor. Cred că lumea a venit aici pentru că își cere dreptul de a mai avea speranțe. Foarte mulți nu mai au speranțe în acest moment și vor să aibă măcar dreptul acesta de a spera. Și vreau să mai spun ceva, domnule profesor. Pentru ce se întâmplă acum, când România este aproape neguvernabilă, domnul Băsescu și cei din jurul lui nu sunt singurii vinovați. Vinovați, este un grup mare de vinovați, începând cu Curtea Constituțională, care a declarat că are voie să fie jucător și din acel moment dumnealui, uitați acum, nu poate să fie mediator. Nu poți să fii și jucător și arbitru. Funcția constituțională a președintelui este de mediator. Ei l-au scos din menirea funcției. Vinovați sunt cei de la 22, intelectualii de serviciu. Vinovați sunt cei care au zis, lasă că așa e el. Nu e bine, dar el are voie, că așa e el. Dar mulți l-au votat. L-au votat, știți de ce l-au votat? Nu vorbesc de 2000, nu vorbesc de 2000, pentru că și eu l-am votat în 2000 și nici acum nu știu dacă a făcut rău. Era alt context atunci. Da, era un context. Eu nu cred că am făcut rău, că am votat în 2000, în 2004 cu domnul Băsescu. Problema este că foarte mulți din cei care l-au votat în 2009 au fost convinși că după 2009, în al doilea mandat, domnul Băsescu va avea cu totul alt comportament fiind asigurat un mandat. Și s-a întâmplat aceeași dezamăgire, dacă vă aduceți aminte, în 89, în ianuarie, s-a anunțat că România și-a bătit datoriile. Și toată lumea a zis, gata, de acum va fi mai liber. Așa au zis și cu al doilea mandat al domnului Băsescu. În al doilea mandat o să fie... Aduceți aminte domnului Cristoiu când spunea, al doilea mandat o să arate... Atunci o să arate Băsescu cât de mare om de stat el și ce viziune are. Și uitați ce sunt. Mă simt foarte indignat pentru că actualul guvern n-a venit să ia niciun fel de decizie. Adică, un cuvânt, măcar un semn dat față de protestatare ăștia care se află în piață. Iar una, eu, sunt un revoluționar până în 87 când am participat la al 14-lea congres
a fost arestat, a nu știe populația de aici, a fost arestat pentru că a protestat pentru al 14-lea congres pe timpul răposatului. Iar acum am o singură simptomă. Lip, scrie pe ăsta meu, libertatea integrală a poporului de exprimare. Și am specificat aici ghizii turistici. Ăștia eram. Am fost 27 de aici care ne-au făcut fasole. Și acum văd că se întâmplă. Aducea tot pentru libertate, că era îngrădirea poporul român să plece liber unde vrea, să facă ce vrea. Și acum văd că se întâmplă același lucru. Vine tovarășul Băsescu aici, pentru că dacă el ar ieși în stradă, s-ar liniști odată, ar termina lumea cu... Credeți? Dacă el se duce undeva să-și reprezinte, cum își reprezintă țara? Și omoară soldații? El propriu și omoară soldații. Ce face el? Stă acolo pe banii noștri, pe banii poporului. Trebuie să gândească la studenți, la bătrâni, la muncitori. Lumea n-are de muncă. Unde mai muncește lumea? A fermat uzini, a fermat tot. Agricultura s-a dus de apa sâmbătii. Uitați, după 44 de ani, după 44 de ani, uitați ce pensie am. Poftiți? Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Uitați ce pensie am. Cât ați lucrat? 44 de ani. Ce ați lucrat? Tehnician în produse alimentare. Ce vârstă aveți dacă nu? Poftiți? Ce vârstă aveți? Eu am 67 de ani. Dumnezeu să vă ocrotească. Problema e în felul următor. Eu m-am liberat de penitenciar acum 7 zile. Aș vrea ca puterea să cadă din cauza că ne-a mâncat sângele din noi. O grămadă lume care e nevinovată la pușcărie, care n-a furat, și ei fură guvernul, fură de-a înroci lumea, pensionari, toată lumea, nu plătește alocații, nu plătește pensii, nimic absolut, domne. Sunt studentă sau ce? Sunt de la o organizație feministă și militez pentru, nu știu, pentru respect pentru femei în această țară, să zic așa, pe scurt. Ce gânduri aveți față de ce aici, față de oamenii care au venit și în seara asta? Sunt de toate felurile. Sunt și huligani, ultras, sunt și studenți, sunt și profesori universitari, sunt foarte diversi. Încercăm să ne îmbăcăm bine cu toții. Mulțumesc mult! Pe pancarta mea. Pe ea sunt trei figuri de femei din politică, din partidul de guvernare. Eva, care este o eurodeputată, Roberta Anastase și Elena Udrea. Și scrie, nu ne reprezintă, deșteaptă-te românco. Româncele merită o reprezentare mai bună în Parlament și în Parlamentul European și în Guvern. Ce vârstă aveți? 76 de ani. Mulțumesc frumos! Sunteți pensionar? Pensionar, da, de 20 de ani. Dar vin aici până când o fi, să pot să-mi țin lumânarea. Mă simt foarte bine pentru că observ că are loc trezirea conștiinței naționale, a patriotismului adevărat românesc și dacă strămoșii noștri ne vor vedea de undeva, vor vedea că și noi la rândul nostru, sub o formă modernă, îi reprezentăm cu cinste, așa cum ei s-au jertfit și au murit pentru popor, ca să ne elibereze, ca să căpătăm independență națională și suveranitate. Tot așa trebuie să luptăm noi pentru viitorul acestei țări, pentru copiii și nepoții noștri. Mi-e frig, dar mă simt bine că sunt alături de popor și a renăscut speranța poporului român, ne putem exprima liber și toate clase. Și fac apel cu ocazia asta prin dumneavoastră la întreaga elită a societății românești, la cei care o duc foarte bine sau trăiesc bine, cum a scris președintele României în ghilimele, să ia parte la această manifestare, să nu aștepte numai de la cei prezenți să le rezolve problemele. Ce meserie aveți? Eu sunt economist de meserie și sunt președintele unei firme. Dar sunt alături de popor, am tot ce trebuie, dar mă simt mândru că sunt român, că poporul s-a trezit la realitate și că și-a dat seama că nu mai poate fi bajocorit și umilit de niște infractori, de niște interlopi care au pus mâna printr-o situație conjuncturală pe puterea țării și nu o reprezintă cu cinste. Veniți și eu încoace, să văd și eu ce vrea poporul român. Poporul român, că noi suntem popor român.
Așa, atenție, am lucrat 41 de ani numai în construcție, inclusiv la metrou, că dacă întreb pe mulți aici, nu știe, doar postiți, nu știe de unde s-a început metrou, de unde a bătut primul băț. Ei, bine, nu e nicio problemă, pensia mea e a mea. Am copii, mi-a dat o căsuță, domnul Ceaușescu, că altcineva nu. Dar mă întreb acum, domnule, cum s-au îmbogățit borfașii ăștia peste noapte? Și 3.000 de oameni, 3 milioane, mi se pare că e criminal, pur și simplu. Dar e un semnal după... Nu, pentru mine nu e un semnal, eu sunt prima zi aici, nu e un semnal. Multe lume din piața asta nu știu unde s-a început metrou, am bătut primul stâlp la metrou, am muncit. Eu acum... 10 zile credeați că vedeți așa ceva? Eu gândesc tot timpul la superlativ. Eu am visat că în 10 minute să strâng 20.000 de oameni aici, pentru că așa gândesc. Dar nu avem cum să schimbăm ceva cu 3.000 de oameni. Președintele Băsescu, eu l-am invitat aici și i-am spus că îi țin apărarea și țin pata, pentru că mi se pare corect că nu are ce să caute aici pentru 3.000 de oameni. Să când vor fi 100.000 de oameni, sigur va veni aici cu noi. Nu neapărat să fac o baie de mulțime, sau poate face și asta, nu contează, dar atunci vom negocia face-to-face, ne vom spune fiecare ofurile, nu spune, va găsi rezolvare, pentru că este un președinte jucător. Și, de exemplu, un alt fapt pozitiv a dus economia cumva pe creștere, dar în același timp au furat la fel de mult ca în Codru. Adică, eu lucrez în construcții și dacă priviți un proiect de 10 milioane, o canalizare, să spunem, 10 milioane, 3 se fură în viteza cea mai mare și 7 se îngroapă fără niciun sens în pământ, pentru că nu funcționează nimic. Cere anticipate! Ne spuneți câteva cuvinte pentru film documentar? Câteva cuvinte, dacă ne spuneți, pentru film documentar. Aș vrea să există o soluție la problemă, nu doar să știm ce nu vrem, să știm și ce vrem. Cum vă simțiți aici, în piață, în acest moment? E un entuziasm în aer. E destul de emoționant. Cât ani aveți la Revoluție? Poftim? Cât ani aveți la Revoluție? 6. 5. Când ați aflat prima dată de Revoluție? La ce vârstă? Piticu și Căru! Nu mai țin minte. Am vândut poporul! Mersi mult! Ne spuneți câteva cuvinte pentru un film documentar? Despre Pip, da? Mulțumim! Cum vă simțiți aici în acest moment? E un sentiment de unitate națională extraordinar. Din păcate, nu este toată lumea. Asta ar fi extraordinar, să iasă absolut toți oamenii și să-și spună oful până la urmă, care este comun pentru fiecare dintre noi. Dar de ce credeți că nu ies toți oamenii? Păi uitați-vă în jurul dumneavoastră. Nu cred că suntem o masă mai mare de 400-500 de oameni, atât pe o parte cât și pe cealaltă. Lucru care este dezamăgitor din punctul meu de vedere. Mă așteptam să vină mult mai mulți. Din păcate, cei care ne guvernează însă au reușit să ne dezbine în cei 22 de ani. Ce meserie aveți? Sunt director de vânzări în cadrul unei companii private. Deci ați venit mai degrabă pentru ideea de libertate. Am venit pentru noi toți, n-am venit pentru mine sau pentru familia mea, ci pentru noi toți. Și așa ar trebui să gândească toți românii. Deci avem o zi minunată, o seară frumoasă, în care noi nu plecăm de aici până nu rezolvăm chestiile noastre. Trebuie mai bine pe Ceaușescu decât să trăim acum. Ce meserie aveți? Sunteți pensionar sau...? Nu, lăcătuș mecanic. Am o fetiță care a scăpat de școală așa, 1, 2, 4, 8, 12. Un s-o duc? Degeaba are carte și parte n-are servici. Eu lucrez pentru ele și pentru soția mea care e bolnavă, e acasă, o țin că a dat o mașină pe ea și e handicapată. Mie nu mi-ajunge banii care i-am de la patron. De-aia, dar nu e chestia numai a mea, a tuturor persoanele. Și-a bătut, joc de noi, își bate în continuare și nu se lasă. De 20 de ani își bate de două, da. Se întâmplă și se va întâmpla. Deci, din secol în secol, noi trebuie să ieșim în stradă. Pentru cine, pentru ce, nu știu. Da, sunt studentă, am terminat facultatea cu 9-25 și nici acum nu mi-am găsit de lucru.
Sunt studentă, am terminat de 6 luni de zile din iunie anul ăsta, am luat la 2 masterate cu medie peste 9 la amândouă și totuși nu-mi găsesc serviciu. Erați mică de tot sau nu erați deloc? Aveam un an la Revoluție, da. Când ați auzit prima dată de Revoluție? Când am început să îmi dau seama că am cu ce se mănâncă lumea asta, nu știu, pe la 6-7 ani, când am se dădea tot la televizor. Credeați până acum o lună că veți trăi un asemenea om? Nu, nu credeam. Mersi mult de tot. Viața e plină de surprize, să știți. Și n-am ieșit degeaba nici la plimbare, nici la promenadă. Am ieșit că ne doare. Avem familie, avem fiecare probleme. Și guvernul ce face? Guvernul trebuie să apere interesele poporului care l-au votat și ei ce fac? Ei ce ne oferă nouă cetățenilor, majoritate? Ne oferă nimic. Trebuie să face ceva. Țara are resurse. Le-au vândut, au vândut petrolul, vor să dea Roșia Montană, au vândut cimentul. Ne mai vând și pe noi asta, mai trebuie să ne vândem și pe noi. Și totuși suntem o majoritate, nu țin cont de nimic. Ce meserie aveți? Mecanic auto. Lucrați însă? Lucrez, dar nu mi-ajung bani. Păi eu n-am mai fost în zilele trecute aici, dar m-am simțit prost că nu am fost și am zis să vin, pentru că e dreptul meu să-mi spun nemulțumirile. Ești studentă? Sunt doctorandă. Nu. Nu lucrați? Lucrez, sunt într-un program de burse. Și banii n-au venit? Fost drus și banii nu au venit, desigur. Da. În sociologie sunt eu. Am înțeles. E mulți care sunt afectați din mai multe domenii. Un mesaj pentru doctoranzii și tinerii de... Să ieșim în stradă, să ne fie mai bine. Mersi mult de tot. Ce părere ai despre oamenii ăștia? Sunt oameni adunați aici cu bucurie, bucuroși că ies din casă și încearcă să producă o schimbare. Sunt oameni frumoși. Credeai acum 10 zile că e posibil așa ceva? Nu, nici vorba. Nici vorba. Câți ani aveai când erai la Revoluție? 14 ani. 14 ani. Ai fost puțin invidioasă pe tinerii de atunci care... Cam da. Că toate scandările și lozincile sunt centrate foarte mult pe Băsescu sau așa mai departe. Dar Băsescu, degeaba ar schimbi pe Băsescu și pui un altul la fel în loc. Cam toată clasa politică e compromisă. Atunci trebuie adresat sistemul capitalismului financiar târziu sau neoliberalismului, care e bazat pe exploatarea resurselor a oamenilor și așa mai departe și pe privatizarea profitului. Și mai ales capitalismul ăsta financiar acum prin instrumente ca FMI sau Banca Centrală Europeană sau așa mai departe, au puterea absolută, practic ei au mult mai mare putere decât Băsescu sau așa mai departe. Și atunci trebuie chestionat sistemul, nu degeaba chestionezi un om sau îți îndrepți toate frustrările și toată ura pe un singur om, că nu asta e problema. Ar fi prea simplu să fie așa și prea frumos. Crezi că actuala criză e de fapt a capitalismului? E o criză a capitalismului, cu siguranță, adică deja din anii 70 capitalismul nu mai prea putea să crească prea mult și s-a trecut la instrumente financiare, s-a dat jos echivalența între aur, dolarului cu aur și așa mai departe. Și acum se sparg bulele astea financiare, ficționale cumva, și e o criză a capitalismului, nu mai are unde să crească capitalismul, de-aia se privatizează ultimele resurse, ca educația, sănătatea, lucruri ce țin de, nu știu, de viața umană. În 89 am ieșit pentru libertate, am ieșit împotriva lui Ceaușescu și iată-ne după 22 de ani în aceeași mizerie morală, în aceeași mizerie fizică și foarte săraci și foarte nedumeriți de ceea ce se întâmplă de acum încolo. Pentru că s-au închis spitale, s-au închis școli, am avut un magazin, acum vorbesc de mine personal, am avut un magazin care mi l-au demolat. M-am dus la un serviciu în care s-au făcut restructurări și m-au dat afară. Am avut o indemnizație de revoluționari care mi-au luat-o și acum m-am trezit aici în piață, unde era firesc să vin și să mă legitimez cu piața. Dat fiind faptul că nu mai am... În 89. În 89 am fost, cu toate că în 89 aici erau lucrurile mult mai grave, pentru că atunci eram foarte cuminți, eram cu lumânări în mână, eram cu flori pentru armată și se trăgea cu gloanțe adevărate. Cât e în Bucureștiul ăsta, măcar unul din casă să iasă.
Păi da, să iasă toți, că noi avem salarii mici, pensii, ne-a tăiat în pensii, stăm... Deci pensionară. Pensionară pe caz de boală, că s-a făcut restructurări și ne-a dat afară și pe parte băga tineret. Și de asta m-am îmbolnăvit. Am doi copii, despărțită, singură, cu chirie stau la stat. Și nu mă ajung, am pensia 5.600.000, am datorie 5.800.000, de unde-i dau? De unde? Și am și o bătrână de 91 de ani. Bravo, aia, e greu. Deixa fora, já vou ordinar. Deixa fora, já vou ordinar. Deixa fora, já vou ordinar. Deixa fora, já vou ordinar.
De fapt, adevăratul genocid e lipsa locurilor de muncă în țara asta. E un genocid mai mare decât pe vremea lui Ceaușescu. Lumea suferă din cauza lipsei locurilor de muncă. Și prima preocupare a acestui guvern și a acestui regim e să fure, nu să facă locuri de muncă. De ce nu să... Cum vă simțiți în acest moment aici, în această mulțime? În acest moment, în această mulțime, simt că am venit să revendic drepturile. Dreptul la viață, dreptul la muncă, dreptul la sănătate, dreptul la învățământ al copiilor noștri. Dreptul de a sta în țară. România e a noastră, a românilor. Așa ni se spunea și în 89, chiar la Europa Liberă. Românii trebuie să stea în țara lor. Vis-a-vis de problema cu domnul Băsescu, l-am ales, l-am votat și eu, nimic de zis. Nu pot să... Vă pare rău aici. Dar acum văd că spiritul pieții, spiritul... Nu-mi pare rău, că trebuia pe cineva să ale... Toți l-am votat, nu numai eu. A avut majoritate. Dar se pare că noi putem să ne descurcăm și singuri. Așa, noi suntem români, ce să mai... Dar cu specialiști, mă rog, cu fel și fel de idei care sunt aici, se promovează. Dacă reușim să ne unim, mai auzi că sunt incidente între jandarmi. Jandarmeria trebuie să fie neutră. Ar trebui să-și vadă de buna funcționare a fluxului de circulație, că de fapt noi trebuie să ne mișcăm, fiecare cu probleme, cu... Normal ar trebui să fie dat ce-ți băsesc punct de vedere, că e prea multă amărăciune, sărăcie. Te uiți pe oameni și vezi trici. Nu mai are zâmbetul pe față de care l-avea înainte, acum 8-9 ani. Nu mai e. De când a căzut și Iliescu și a făcut și ce a făcut Iliescu, a venit altul ca să să-și bată joc de noi. Nu mai se poate așa ceva. Din orice punct de vedere, trebuie dat jos, pentru că nu mai se poate. Cum vine cu pensia? Am 5 milioane în pensie, uite, sunt operată la piept. Astăzi m-am operat la piept și am venit aici, mi-a dat 5 milioane, 3 milioane la păs tratament. Nu se mai poate, nu se mai poate. Ne aruncă de la balcon, ne aruncă de la balcon. Sunt femei la 56 de ani, nu găsesc măcar jumătate, că sunt la caz, măcar de pensie de boală. Măcar jumătate, alea pasfori să-mi găsesc eu de muncă. La scară, nu vreau nicăieri. Să muncesc să mătru la scară. Ori poți mă chemi pe Băsescu ca să mă mătru la el în birou. Cu fărți pe picioare. Nu, nu, n-am crezut că mai fi vreodată aici, în piața asta, sunt și eu merg. Aici era filmul meu, în 91, când spuneam jos Iliescu. N-am crezut în piața asta. N-am crezut că se mai se întâmplă în cozul. Iată, de aici sunt. Pomul ăsta, filmul băiatul meu, în 91, când era cu minerii, era fără să știe, că era, eu eram tânăr. Și l-au prins aici. L-au fotografiat, atât. Și scria acolo sus, cineva acolo ne iubește. Acum cine ne iubește? Bob Băsescu nu. Asta e, altceva nu vrea să spun. Sunt șomer, mă rog, am nevoie. Unde ați lucrat? La CFR, mă, Băsescu m-a dat. Da, și am dat afară cu restructurile. Atât. Nu, eu nu jur ca oameni, nu vreau. Nu, am înțeles, sigur. Fiecare vorbește și spune ce vrea. Dar important este că nu credeam că după 20 ceva de ani să fiu în locul ăsta, când se iau jos Iliescu. Nu credeam. Lumea s-a săturat de minciună. Lumea s-a săturat de furt. Și nu e bine. Trebuie să... domnul președinte, trebuie și trebuia... Deci mai întâi trebuia să facă ceva încât să se dea de muncă tinerilor. Eu am 33 de ani și mulțumesc română. Și nu am de muncă. De un an de zile eu stau fără muncă. Am lucrat la bancă ca femeie de serviciu. S-au făcut restructurări. Mi-a dat afară, da. Nu am de muncă, deci afară nu pot să plec. Și multe și multe neajunsuri. Fiecare om de aici cred că are povestea lui. A oprit toți ultrașii, nu ne lasă să trecem. Nu lasă să treacă ultrașii, ne-a oprit la Piața Victoriei pe toți. Nu ne mai lasă să venim. Ieri am promis că paștem, că stăm liniștiți, asta liniștiți la ora 10 am plecat cu toții acasă. De ce nu ne mai lasă să intrăm? De ce? Ianuarie. Când 18 ani da. Da? Când românii ies în stradă să strige ofurile și sărăcia în care trăiesc, domnii noștri
votează privatizarea Hidroelectrica S.A. și Nucleară Electrica S.A. E mai mult decât o întreagă facultate, a? Da, e mai... De fapt, e mai bine aici, pentru că aici ne regăsim ca cetățeni și atât. Nu contează care e profesia neapărat. Un crâmpei de cetățenie. Acum? Ieșiți afară, din casă și veniți în piață. Mersi! În seara asta plouă, nu-i nimic. Mergem înainte. E doar începutul. Asta vreau să vă spunem. E doar începutul, ne întoarcem și mâine, și poi mâine. România, stat polițienesc! Stat polițienesc! Stat polițienesc! România, stat polițienesc! Stat polițienesc! Noi aici am venit cu toții să strigăm să cadă președintele țării. Iar noi nu avem nevoie de parlamentari inculți, domnule. Noi totuși am învățat o școală, avem o meserie, iar noi nu avem locuri de muncă. Acești oameni au furat timp de 30 ceva de ani. Nimeni nu știe, dar au atâtea antecedente penale care au la DNA și peste tot, iar noi suntem aici în stradă să-i demascăm pe toți. Niciodată nu vom reuși dacă stăm și vorbim acasă în fața televizorului, când avem un necaz, indiferent care necaz. Treaba este în felul următor. Bine ar fi, nu dacă cad acum acești care sunt la putere, acești oameni, acești conducători care avem noi, că sunt ai noștri. Treaba este alta. După ce vom alege pe alții, atunci avem grijă. Atunci avem grijă ca să ne unim și să nu le dăm voie să apuce pe drumuri greșite. Nu mai stăm puterea noastră, nu a lor. Că democrația așa este scrisă, ca cei mulți să o conducă, iar cei puțini care sunt la conducere să asculte de glasul nostru. După 21 de ani, când am participat la acea revoluție, acum sunt complet dezamăgit de acești conducători care au fost în această perioadă, care au distrus țara. Dacă înainte România era fără datorii, rămăsese, era un industria capace să facă de la acul de cusuri până la rachetă, agricultura era cât de cât pusă la punct, s-a distrus totul. Și acum sunt oameni care nu au ce mânca, sunt oameni fără salariu. Eu sunt unul chiar care după 26 de ani de zile nu am putut să fiu pensionat nici medical, cu toate că am avut... Ce ați lucrat? Am lucrat ca tehnician în construcții de mașini, am lucrat la canalul Dunăre Marea Neagră. Deci au rămas niște lucrări în acea perioadă, iar acum s-au distrus tot. Nu trebuie să mă simt în niciun fel. În primul rând, eu fac asta pentru mine și pentru țara mea, care a ajuns în mizerie din cauza celor de la conducere. Un mesaj pentru elevii de vârsta ta. Să nu se mai lase manipulați de oricine și să iasă în stradă, pentru că, până la urmă, este pentru binele lor. Mersi mult! Cum vă simțiți aici? Bine! În atâta lume. Foarte bine, dar mai așteptăm mai multă lume. Da? Nu e mult mai mult decât acum 10 zile? Nu, mai puțină. Da. Nu e. Este studentă, elevă? Sunt studentă, anul întâi. Ce vârstă aveați în 89? 37 de ani. Mulțumesc. Cum a simțit revoluția atunci? Eram la Constanța atunci, din Constanța și sunt. Și am venit după, că așa au fost vremurile atunci, da. Eram în, la Casa Albă, în Constanța, în perioada. Frumos, atunci. În schimb, n-am crezut că o să ajungem aici din nou. Adică, în Constanțean, l-am susținut în prima legislatură, a doua, am făcut tot posibilul. Și am să lămuresc cât mai multă lume să nu-l aleagă, l-a înțeles lumea. Suportăm și îmi pare rău. Îmi pare rău. Dar asta e viața. Ce credeți despre oamenii de aici? Ce credeți despre oamenii de aici? Ce să cred? Că vor să schimbe ceva. Că s-au săturat, probabil, ca și mine și ca toată lumea din țara asta. Asta. Și sunt nemaipomeniți, băieți. Thank you.
Libertate! 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 Panorama! Aici, frate. I-am pregătit elicopterul. Deci... Vreau să te puși mele în asta. Pentru film documentar? Față de ce era înainte, acum este o diferență și e foarte bine că au început să iasă în sfârșit românii în stradă. E un semn de revigorare a democrației. Este foarte bine că e lumea aici, dar cred că mi-aș fi dorit să fie mai multă lume. De ce credeți că nu sunt mai mulți tineri decât... Sunt foarte mulți oameni în partea aceasta, numai oameni în vârstă. Nu știu, de ce sunt mai mulți tineri pe partea aceasta sau de ce nu sunt, de ce sunt mai puțin tineri în genere decât...
Nu știu, cred că tinerii au devenit destul de apolitici și dezinteresați de viața cetății, ca să spun așa, în ziua de astăzi, spre deosebire de generația bătrână, care încă e mai cumva mai a la caragiale, mai citește, se mai preocupă de ce se întâmplă, se uită la televizor în ziua de astăzi. Ori tinerii și-au găsit și-au mutat zona de interes către alte domenii. Vă întreb o chestiune, pentru că sunteți tânără. Dincolo, unde erau majoritatea oamenilor în vârstă, absolut toți au vrut să vorbească aici. Marea parte a tinerilor n-au vrut să apară. Serios? Da, asta nu știu, nu pot să-mi explic de ce. 20 de ani au devenit cumva mai cuminți decât... Da, cred că sunt mai cuminți decât ar trebui să fie. Sunt prea cuminți. Da, deci cred că regimul, o dictatură, înăsprește conștiința și cultivă un soi de furie. Cerem scuze și spunem domnului Băsescu, doamnei Elena Udrea și domnului Boc. Vă rugăm să ne scuzați, nu producem cât furați. Va rămâne în istorie. România în acest moment este condusă de către niște oameni care nu le pasă de români, le pasă de buzunarul lor, le pasă de tot ce este bun pentru ei și vor în continuare să conducă țara asta așa cum își doresc ei. Nu știu dacă după aceste ieșiri în piața universității se va rezolva ceva. Însă sper că oamenii care vor veni să conducă țara să facă ceva bun pentru noi, nu pentru ei. Ești elev, student, lucrezi? Student. Câți ani aveai în 89-90 când au mai fost? Nu era născut. Când ai aflat prima dată piața universității și de ce a fost aici? De Revoluția din 89, de la părinții mei. Și mi-a plăcut foarte tare și credeți-mă că... Deși nu este ceva bun, mi-aș fi dorit să se întâmple și să particip la așa ceva și particip pentru părinții mei, care nu pot veni aici, și pentru libertatea care ei au încercat să o obțină în 89 și pe care noi am pierdut-o, odată cu trecerea timpului. Destul de bine, pentru că fac ceva, nu stau în casă. Student, elev, lucrați? Nu mai sunt student de câțiva ani, lucrez momentan. În ce domeniu, ce tip? Grafician 3D, fac jocuri. De ce credeți că sunt totuși puțin tineri? Pentru că așa am trăit în ultimii ani într-o letargie și acum doar cei mai înfipți așa vin în stradă, restul se complac. Am înțeles. Care e principala problemă pe care credeți că are România? Pentru că angajații noștri nu-și fac treaba, ne mint și ne fură. Așa văd eu chestia asta. Și au văzut că le merge așa și continuă să facă cum vor ei. Credeți acum 10-15 zile, deci înainte de a începe, că e posibil așa? Chiar așa nu mă așteptam, dar știam deja că oameni veneau în piața universității, de exemplu pe 12 decembrie, au venit de Ziua Drepturilor Omului și au protestat puțin, 50, dar au protestat și atunci... Da, era un început și am văzut că e speranță. Chiar sunt câțiva, dar sunt care... Vă rog, hai. Uitați aici, dați-vă mai încoace. Eu sunt fermierul Zorbo. Ați auzit de el? Ia uitați aici, am crescut, am avut crescătorie de vaci și de porci. De boi și de vaci, pardon. Nu mai am cu ce să le cresc. Nu mai am bani să le dau. M-am băgat dator la bănci, m-am dus peste tot, sunt dator. Vă rog să mă ajutați. Trebuie să mă ajutați și pe mine, că n-am. Să-i duc la adăpost. Îmi trebuie o dubă. Mă ajutați și pe mine, că sunt grei. Sunt grei. Ăsta de aici are două vaci. Și le mulge pe Bruxelles. Acolo să le mulge. Ce să fac eu acum? Mă ajutați? Cu o dubă. Aici toată lumea asta vă ajută. Păi o dubă, bre! Ca să-i duc la pușcărie, bre! La pușcărie, la pușcărie. Îmi promiteți că mă ajutați? Da, oricum lumea asta... Mă bucur. Să te uiți să vezi, te crucești, domn. Ba că sunt 200 în loc de 2000, ba că sunt manipulați de către politic, spunea Pinalti pe realitatea. Nu este așa. Eu cu cât am stat de vorbă, nici unul, ferească Dumnezeu să pomenești că ești politic aici, între oamenii aceștia. Și o altă problemă,
ați văzut că sunt multe afișe, printre alții și eu am purtat afișul cu majestatea sa regele. Nu știu dacă salvează România, dar cu siguranță demnitatea poporului și a României o salvează. Cu siguranță. În ultimii 20 de ani am văzut doi președinți, Iliescu și Băsescu, să hotărească poporul dacă a călcat în picioare sau nu demnitatea poporului, cu excepția domnului Constantinescu, care cred că a fost meritoriu din punctul meu de vedere, e părere personală. Însă, majestatea sa regele, dacă poporul ar ști, și cred că a prins, a început să înțeleagă, că într-adevăr, cel puțin demnitatea lui o salvează. Vezi dumneavoastră, eu, înțelepciunea populară spune că de la cap se împute peștele. Închipuiesc dumneata că te duci acum afară, în Austria, într-o țară mai civilizată, și te-ar întreba cineva care nu știe cine e conducătorul statului, regele Mihai. Dacă ai spune Xulescu e președintele României, nu l-ar cunoaște nimeni. Dacă pui majestatea sa, regele Mihai, nu numai că îl cunoaște, îl și apreciază. Uitați ce mi s-a întâmplat mie. Am un titic de 11 ani. Când avea vreo 6 sau 8, 7, 8 ani, l-am dus într-o... Acum 2-3 ani în urmă, la Viena, două zile, două, trei zile. Am sosit pe canalul Dunării, cum se intră în Viena, dimineață foarte devreme și m-am așezat la un guesthouse să servim un ceai, o cafea cu soția și copilul. A venit doamna, ne-a auzit că vorbim românește, patroana. Băsescu, clown! Domnule, m-am simțit atât de rău, îmi venea să o strâng de gât, că sunt român, domnule, și nu-mi place să-mi fie jignit președintele. Într-o inspirație de moment, nu știu ce mi-a venit, am spus, nu, doamnă, dânsul e președinte, eu sunt regalist, eu mă supun regelui, majestății sale, regelui Mihai. Am vorbit în engleză cu persoana respectivă. S-a schimbat la față, din acel moment, parcă vroia să ne ia în brațe, să ne servească gratis, domnule. Deci atunci mi-am dat seama, domnule, ce mult înseamnă capul țării, domnule. Cât de mult înseamnă capul țării. Sperăm să se trezească și poporul odată. Guvernul tehnocrați și după alegeri. Știți? Da, e o idee. Că se tot ocolește, se tot vorbește în piață de zile întregi, dar nimeni nu spune acest lucru, că asta vrea piața de fapt. E împotriva... Da, sigur nu vrea politicieni. Da, și USL-ul, dacă dorește să fie în acord cu voința pieței, să spună că susține un guvern de tehnocrați și după alegeri. Sunt curios dacă l-ar întreba cineva pe Antonescu și pe Ponta, pur și simplu să-i pună întrebarea asta, a susține un guvern de tehnocrați după alegeri? Și o să avem răspunsul la intențiile lor. Credeți că politicienii trebuie să stea pe dreapta o perioadă? Da, chiar cred lucrul ăsta. Chiar cred lucrul ăsta. Adică e clar că nu pot produce schimbarea de care avem nevoie. Pentru că nu este vorba de un om sau doi oameni, este vorba de o întreagă armată de oameni care trebuie să conducă țara asta, iar acei oameni nu pot fi ținuți sub control. Retrăiesc, practic, momentele din 90. Ați fost în 90 aici? Am fost. Foarte tânăr, dar am fost aici. Am înțeles. Credeți atunci că veți mai trăi aceste momente? Atunci, da, prin 2000 nu mai credeam că e posibil așa ceva. Cred că nici acum 10-15 zile nu mai credeam. Exact. Să sperăm că nu se va sfârși trist, așa cum s-a sfârșit atunci. Ce meserie, ce profesați? Politolog. Pentru un politolog e renul. Ca să iau pulsul societății, exact. Un mesaj pentru oamenii politici. Trebuie să se schimbe. Trebuie să se schimbe. Asta este mesajul transmis tăcut de sondajele de opinie până acum, practic. 55-60% din populația României nu mai vrea să iasă la vot sau iese la vot doar pentru vot negativ. Iată că acum lumea și iese în stradă și le cere să se schimbe. Dacă nu vor înțelege asta, este sfârșitul democrației. După aproape vreo 4-5 zile, totuși nu ne lăsăm. Zi de zi vom fi aici, fie ploaie, fie ninsoare. Noi tot în față cu poporul vom sta. Pentru schimbarea acelor domni care
a preluat țara. Și toți conducătorii care am mai avut în fața poporului, vrem să fim lămuriți pentru totdeauna, să se formeze un guvern nou. Nu primim și nu lăsăm absolut la cei vechi să mai stea la putere. Vom face în așa fel să fie partide noi și toate guvernele care au fost până din 89 până în zilele de astăzi, în 2012, să cadă neîncetat. Ați venit? Da, bineînțeles. Deci și Roșia Montană e una dintre consecințele politicii dezastroase din România, a corupției și a autorităților incompetente. Bănuiesc că luptați de mult pe acest crez. Personal, doar de anul ăsta. Campania de 10 ani se desfășoară, dar anul ăsta am aflat întâmplător că Parlamentul a votat o lege pe ascuns. Nu a știut nimeni timp de 2 ani de ea, legea modificării legii minelor, care ar permite companiei, unei companii străine să exproprieze, localnicii fără, în numele statului român, fără avize de la primărie, de mediu, de nimic. Sperați? Sperați? Sperăm. Altfel n-am o face. Dacă salvăm Roșia Montană, salvăm și România. Încerc să mă simt bine cât pot. Asta înseamnă să aduc de acasă și din mine tot ce am mai drăguț, mai frumos de arătat. O rochie frumoasă, un simț frumos, un cântec drăguț, nu știu mai mult. Lucrați, sunteți student, elevă? Am terminat regie film, lucrez. Barman. Un mesaj pentru tinerii de vârsta noastră. Să creadă că se poate. Mult succes! Sper că tot poporul înțelege că acest lucru se face pentru salvarea democrației în România. Cum s-a desfășurat viața politică în ultimii 22 de ani, nu se mai poate să se desfășoare în continuare. Suntem pur și simplu înmâhniți. Zilele trecute am trăit un sentiment foarte ciudat. Trăiam cu speranța că în România anului 2012 nu se va mai putea întâmpla ceea ce s-a întâmplat în anii 90, dar spre regretul meu se pare că vechile metehne stalinist-comuniste au rămas încă întipărite în memoria instituțională a celor de la Ministerul de Interne, ca să spun direct. Sunt profund dezamăgit de acest lucru și sunt totodată motivat să fac tot ce îmi stă în putință ca în anii următori în România să nu se mai poată întâmpla ceea ce s-a întâmplat în acest început de an 2012. Care e principala ta revendicare? Ce e cel mai important pentru tine în momentul de față? Pentru mine cel mai important, v-am spus, este panta pe care alunecă democrația din România. Mi-este sincer teamă că s-ar putea, sau dacă nu ar fi reacționat poporul, s-ar fi putut ajunge la o dictatură. Chiar dacă ar fi fost o dictatură cu mănuși, totuși tot o dictatură s-ar fi numit. Atâta timp cât nu sunt alegeri libere, când alegerile se comasează, atâta timp cât principalele legi trec prin asumarea răspunderii guvernamentale de către guvernul în funcție și nu prin Parlament, cum ar fi normal, atâta timp cât niște oameni care au fost aleși într-o demnitate publică sub culorile unui partid părăsesc acel partid și fac jocurile puterii, mi se pare că democrația dispare și pentru asta au murit oamenii în decembrie 89 și noi, tinerii, trebuie să facem un așa fel încât să nu mai permitem să se întâmple aceste lucruri și tot poporul trebuie să fie foarte, foarte atent când votează, pe cine votează, iar
ca soluție, vă spun sincer, sunt alegerile anticipate. Indiferent cine va guverna țara, trebuie să-i lăsăm să încerce alții. Poate vor fi mai buni, poate vor fi mai rău, mai răi. Dar dacă vom avea din nou ghinion să intre în Parlament și să ajungă în fruntea țării persoane care nu merită acest lucru, va trebui să ieșim din nou în stradă și să le demonstrăm că existăm, că știm ce înseamnă democrație și că după 22 de ani de minimă libertate, ea spune, totuși am învățat ceva, am avut acces la informații, am avut acces la lectură, am avut acces la Europa și prin aceasta știm și noi ce vrem și ce ar trebui să fie în România. Am venit de câteva zile, vin în continuu. Încă vreau altă clasă politică, vreau alt președinte, vreau alt sistem, vreau alte opțiuni, vreau totul altfel. Și cea mai importantă dintre dorințe? Să iasă lumea în stradă, pentru că își dă seama că dacă ei nu sunt de față când se fac schimbări, așa încât să le influențeze și așa încât să-și facă simțită prezența, degeaba cerem noi 100 orice, sau 500, sau 1000. Restul de sute de mii care ar putea să iasă, stau să uită în jură, să resemnează, nu le place, nu le convine, dar nu fac nimic, așteaptă să se întâmple totul. Nu se informează suficient, nu gândesc suficient, după care se plâng. Dacă se plâng, eventual nici măcar nu se mai plâng, eventual merg mai departe. Vreau să nu se mai resemneze, aș vrea să se deștepte. Lucrați, este studentă? Lucrez, nu mai sunt studentă de mult. Da. În ce domeniu? Traducător. Traducător. Mă gândesc cum era în 89, când aveam doar 12 ani și nu am văzut decât la televizor ce s-a întâmplat aici. Mi-aș dori foarte tare, în primul rând, să trecem de complexul ăsta al revoluției. Aud ce se strigă, înțeleg, dar mi se pare că am putea să trecem peste chestia asta. Revoluția e ceva ce, din moment ce se face, ok, a fost comunism, a fost fascism, feudalism, toate așa zisele revoluții au eșuat în final, că din moment ce, de exemplu, în 89 l-am dat jos pe Ceaușescu, gata, revoluția s-a încheiat, am auzit un nou sistem capitalist, ne dăm seama după 20 de ani că de fapt nici asta nu funcționează și o să venim cu un alt sistem, o să punem altceva în loc, când de fapt eu personal cred în evoluția individului, că noi împreună ca indivizi putem să schimbăm cu adevărat lucrurile și să ajungem să nu mai avem nevoie, nu știu, de 10, 20, 300 de oameni care să conducă 20 ceva de milioane și să ajungem în situații din astea disperate. Care credeți că e cea mai mare problemă a României în acest moment? Că, nu știu, nu m-am gândit la asta, dar poate că e timpul, mă gândesc, la probleme, cred că sunt multe probleme, dar mă gândesc la o soluție, poate că e timpul să începem, de exemplu, în piață să discutăm. Că de strigat și de urlat e ok, asta atrage atenția, cred că lumea deja știe că suntem aici, dar poate ar trebui să începem să discutăm și să găsim soluții. E nevoie de ceva mai mult. Da, și am încredere că o să apară în timp, pentru că văd foarte mulți oameni minunați din toate categoriile, de toate vârstele și eu am încredere că o să ajungem să facem o așa zisă revoluție sau o transformare pașnică de data asta, fără, mai văd păpuși spânzurate care arată așa, da, ok, dar nu știu, eu personal nu vreau să moară nimeni, nu am atâta ură în mine. Până la urmă sunt foarte multe probleme pe care poate, nu știu, sau sunt foarte multe frustrări pe care oamenii vin să și le arunce aici în piață, e și asta de înțeles, dar e timpul să găsim soluții și sunt sigur că putem să trăim mult mai bine și nu numai România. Atunci când am fost în 90, și noi vreo 10, așa, am fost 10, foarte mulțumiți, eram atât de mândri că suntem români și atât de mândri că putem face o mișcare pentru toți, încât ne-am mutat casele aici, pe partea cu Teatrul Național, iar când au venit și ne-au scos de acolo și au plantat flori după, a fost exact acea mișcare socială care a fost plecată din sufletul românilor. Acel kilometru zero cu adevărat, de aici, de la universitate. Ați fost atunci și ați participat? Da, cum să nu. Am fost aici, mi-a luat și bătaie că era normal. Că se distribuia la 1, 2, trebuia să iei 3, 4 bătăi. Altfel n-aveai ce să cauți. Singura chestie care a fost atunci și care se aseamănă cu ziua de astăzi, sau mai bine zis cu mișcarea jandarmilor din ziua de astăzi, este exact că s-a studiat ce s-a întâmplat atunci, cum poți să-i dai afară pe cei care vin să-și spună
oful și durerea. Și exact același lucru s-a întâmplat și acum. Ne-a lăsat să intrăm pe carosabil, ne-am grădit ca pe vaci și a zis în felul următor. Au venit cei de la manifestația USL-ului, care nu are nicio chestie cu ce se întâmplă aici, mă refer politic. Dar se știe de fiecare dată că cei care vin din afara Bucureștiului vor spune în felul următor. Ne ducem la București să le arătăm la ea cam cum se dă ora exactă. Și atunci a așteptat ca cei care au venit să se încingă puțin cu cei de aici, să poată să intervină. A văzut că lumea e liniștită și n-are cum să intervină pentru că socializau și erau pentru aceeași chestie, adică aceeași idee, același simț îl aveau și strigau, au intervenit. Cum a făcut-o în nouă... Da. Deci asta este chestie de manual. Deci ce s-a întâmplat atunci, s-a întâmplat acum. Ce sperați de la acest moment, de la ce s-a întâmplat? Eu am 45 de ani. Vă mulțumesc la fel. Am copiii care sunt cât de cât realizați, mă refer ca și facultate și ca loc de muncă, dar vreau să mă lupt în continuare, atât eu cât și cei care sunt de vârsta mea, să le insuflăm acest spirit de român liber, de un român care își poate exprima ideile. Pentru că atâta timp cât vom tăcea și vom fi liniștiți, într-adevăr, ne vor crede ca pe vieri. Dar pământul în care suntem noi viermii e al nostru, nu e al lor. În primul rând spune că partea cea mai bună a manifestației este că lumea redescoperă faptul că poate protesta. Cu alte cuvinte, a zice că ne vindecăm de la ringită civică. Indiferent de ce se protestează, fie că e Roșia Munteană, fie că este vorba de taxa auto, cum am văzut, fie că este vorba de o plângere împotriva guvernului în general sau a clasei politice în general, cred că partea cea mai bună este tocmai faptul că lumea înțelege că ne merităm într-un fel conducătorii și în același timp ne trezim din catatonia în care am stat până acum și că avem lucruri de spus. Ori asta înseamnă de fapt societate civilă. A vorbit despre ceea ce te interesează, a milita pentru proiectele pe care le dorești, a nu te lăsa mulțumit cu măsurile asumate fără dezbatere publică. Cred că aici încă o dată avem șansa de a recoagula societatea civilă. Și prin asta înțeleg nu doar ceea ce spun oamenii aici, ci formarea ONG-urilor, creditarea lor, implicarea lor în deciziile administrative ale statului. Care credeți că e cea mai mare problemă a României astăzi? Aș spune că mai degrabă se vorba despre o mentalitate în care, nu știu, să zicem că numă cam de 10 ani ne situăm. Faptul că ne obișnuim cu un fel de pasivitate pe care nu ne face deloc bine. Pesimismul, a spune un fel de pesimist de profesie, ne mulțumim doar să cârcotim pe forumuri sau pe rețele sociale, fără să înțelegem că putem face mai mult de atâta. De la ieși în stradă, lipsit de violență evident, până la a coagula proiecte personale care se pot obiectiva în spațiu public. Ce profesie aveți? Cadru didactic, doctorand de fapt, cercetător și publicist. În ce domeniu? Filozofie, teologie, iar în privința publicisticii, cred că mai degrabă spațiu cultural. Ce aș vrea să spun conducerii, să-i fie rușine că ne-a dus pe acest drum care nu are întoarcere. Ne-a distrus, ne-a vândut. Vrea acum să, după ce a vândut petrol, după ce a vândut gaze, după ce a vândut curent, după ce a vândut fabrici, a rămas să mai vândă ce? Sufletele noastre. Vă mulțumesc, să le fie rușine! Nu e de pomană, Roșia Montană, nu e de pomană, Roșia Montană, nu e de pomană,
du-te după moata și adu-ne flotul.